Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CATA pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare fani și astăzi la un episod de FIFA 23 Pack Opening, premiile de la FUT Champions. Premii din care sperăm să bice ceva interesant, că altfel ne jucăm degeaba, nu luați seria. Nu uitați să plăci pe butonul de like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de la netă, să folosiți codul de reducere CATAXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA și CATA pe Fortnite Shop, dai să meargă verișor. Asta e echipa cu care m-am jucat la Weekend League. Alo, bun. Nenea ăsta, 4 metri, absolut genial la cornere, super distractiv. Cu mătru șef, nu mai știu exact la ce a fost, dar știu că l-am primit gratis. Foarte interesant pentru un card gratis. Dacă l-aveți cumva pe acolo și nu l-ați băgat încă la un SBC, recomand să-i dați o șansă. Se mișcă foarte interesant, aleargă bine în bandă, rău de tort. Pe tare. În 38 de meciuri bine, am ieșit din multe meciuri și la Weekend League și la Rivals, dar se mișcă interesant. Hai să vedem ce pică, e bine la red pick-uri, că acolo e crema nene, pentru astea ne tocăm creierul să facem rapid 11 win-uri, mă nene, mă. Lăsați-mi în comentarii cu ce ați primit din red player pick-uri. Hai să vedem nenea. Băi, eu zic că e un început bun așa, dacă mă întreb pe mie. Nici nu știu că pot să-ți fii și din player pick-uri din ăștia, ești nebun la cap. Ok, nenea petit, într-adevăr. Șanse mici să-l bag titular, deși îi dăm oare o șansă la Petit, dar stai să văd că nu mai știu exact cum era asta. Totuși are high cu high 6-1. Fi mai bine să-l joc pe ăsta în loc la nenea Kimpembe sau în locul lui nenea, cum îl cheamă, Vidic. Că sincer să fiu, parcă m-ar tenta să fac o combinație din aia letală în care, ce să vezi, îl băgăm pe nenea, dar nu, nici Mataus nu-i bine pe bă. Să bag Păluga pe center back, Milinkovic Savic, să-l trec pe ăsta la mijlocul terenului. Că totuși arată bine pentru un card de ăsta la mijlocul terenului. Primul shapeshifter icon. Nu m-am jucat chiar deja la Weekend League, cât costă nenea. Ok, vreo 200.000, deci nu-i scumpic cel. Merge, e ok frate, mai vii de acasă. Parcă așa ai mai jucat câte un Weekend League când în când. Hai să vedem. Player pick cu red. Poate ei să dai, zic, măcar un Beneder, un ceva pe acolo, cât e cât. Să fie bine, să nu fie rău. Ok, nenea Smalling. Par intră la SBC. Deși cardul n-arată rău, dar nu înțeleg de ce e ultra mega legendar de ieftin. Dar asta este material de zbâc. Hai mă, un Mbappe, un ceva, mă, nene, mă. Opa, Griezmann, ăsta e bun. Pentru o secundă era în ceva gen. Aoleo, 94 Griezmann. Dar Griezmann ar trebui să fie și scumpicel. Cred că ăsta e cel mai bun team of the season de anul ăsta, culmea. De când e gata team of the season-ul și dacă am trecut vremea. Dar avem un nou striker la echipă, domnilor. Ce ai făcut, mă, nene, mă, Griezmann 5-4. Bun. Foarte bine, bine ai venit, domnule Griezmann. S-ar putea să facem creație totală cu Griezmann și cu Petitosaurus. Bine, mai vii de acasă, cât mai costă Griezmann? Știu că era la un moment dat vreo 3 milioane și ceva. Mă gândesc că a scăzut extrem de mult în ideea în care m-am zis, jocul mi-a atigat. Mai avem încă 2 săptămâni, e nu chiar, da? Hai mai Griezmann, mă, bine, mă. În sfârșit, cel mai bun red player pick de anul ăsta. Trist, cum am zis, că nu, la final de joc. Uliu. Doar nu-i gratis și ăsta. Opa. Ok, mai că merge. Deci vreo 1.500.000 cam acolo e. 1.300.000. Da, deci e vreo 1.500.000 bun. M-am panicat pentru o secundă, am zis nimă și ăsta e gratis, nu e bun. Da, 1.500.000 cam acolo e. Vreo 1.600.000. Total mulțumit oricum, n-am ce să comentez. Bun, foarte bine. Noul nostru striker. Hai să vedem de la pachetozinii, domnilor. Cine știe ce mai făurim și de aici. Dacă tort. Poate o deschis robinetul, domnului, la eSports. Într-un final. Ok, nimic. Orțichii.
Foarte bine. Hai GG-lei. Mamă, cât e greu să mișcă jocul și meniu. Doi jucători player pack. Deci practic din player pick-urile alea am luat și Icon și nenia Griezmann toți. Mă tot gândesc acum cum să fac combinația încât să-l joc pe Petit la mijlocul terenului. Și bă, cred că o să fac o formație cu 5 fundași. Atunci pot să-l trec lejer pe nenea Petit și să joc în continuare cu Vidic și Kimpembe center back. Și efectiv mamă, fiți antenă, stai să văd ceva. Că parcă avea CM links ăsta, dacă bine ții minte. Cred că avea și CM la poziție și atunci pot să-l bag ultra mega lejer în echipă. Și renunț la... Nici nu știu dacă se renunț la pălugă. Nu, renunț la Barella. Da, o să renunț la Barella și joc păluga cu Petit. Mă, n-avea CM, mă. Ok. Nu știu ce ține aminti care CM ăsta. Dar ce card avea oare CM din... Nu mai știu exact. În fine, o să văd cum o să fac schema. Dar clar vreau să-i dau șansă și la nenea Petit la mijlocul terenului. Cine știe, poate e șmecher. Dacă nu, o să fac cu formație specială pentru nenea Petitosaurus. 83+. Hai mă, nene, mă. Să vedem, poate mai plezim ceva de pe aici. Evident, minim boards. Spain is Spain. Nici nu ne mai interesează. Sergiu Licărad. Foarte bine. Hai, nu știu de ce mă frustrează. Când văd că se mișcă jocul greu meniu, dar îmi dă cu nerv. Deci n-ar trebui că... Pană. Ok, 83. Nenea Smirgel. Andre Silva, toți băieții. Mamă, dacă te am din astea cu doi jucători. Astea le lăsăm pentru un pack opening mai greu. Am și asta cu shapeshifter pentru săptămâna asta. Doi jucători 80+, hai! Ok, mini Borzini. Cine? Zieci. 84, la 83, nu e 84. Ăsta parcă pleca pe la Arabi. Nu mai știu la ce echipă pe acolo. Prime, Electrum Player Stack 80+, garantat. Hai mă, nene, mă. Să vină foderul la echipă. La club, nu la echipă. La echipă vrem ceva mai greu. Deși după nenea cu mătru Griezmann, nu cred că mai dă ceva. Și chiar cross cum să fie nenea Griezmann pe striker. Trebuie să fie bunicel. Așa nu a bine joacă Mbappe Marinaro cu Griezmann striker. Îi dăm o vacanță corectă la Neaito cu jucat. O jucat la clubul ăsta. Curios dacă intră Griezmann fără să... E nevoie. Dar stai mă că Griezmann joacă pe Parlez-vous Français Spania. Deci aș putea să mă bag la creațiune din nou cu băieții din Spania. Dar mai am încă pe... Cum îl cheamă? Mamă, ce-mi scapă numele lui. Ăsta mă de la Barcelona, de-o primit flashback, mă. Cum nu-mi vine minte aici nimă? Bine, Endofonera, nu flashback. Boșcheți. Și cu Boșcheți și cu... Celălalt scârțar de la Barcelona, aș putea să fac o schemă pe acolo, să vedem. De jucător cum o să pot să-l joc, am mulți francezi și mai bag și pe Titozaurul. Joltiche, 85, bine. Se strânge fodărul corect. Mai tragem un icon, mai o vrăjală. Bun, și hai să vedem pachetele de la Weekend League. Oricum n-ar trebui să mai dea cine știe ce. Nu-i dea în care o plăzni gravonez la player pick-uri. Rare player spec. Deci trebuie să dau la Ultimate Pack pentru că mi-ai prost zică de Rare Player Spec-ul, de obicei. Francais Striker. Într-o secundă era ceva gen, bă, de ce nu-i walkout că e Mbappe Marinar? După aia să-mi stai un pic cu metri, că tu l-ai luat la Red Player Pick pe Griezmann. N-are cum să mai pici încă o dată Griezmann, dar e Griezmann. Bun. Domnul Griezmann de două ori. Să fie primit. Nimic în spate. Nu știu ce am făcut asta, dar e ok. Nenia. Ultimate pack. Teoretic pachet bun, practic pachet rău. Am cumva așa aici. Opa, nenia. Garincha din preview pack.
Bine, da, no, mă, toate. Iar mi-a luat o leacă de panică. N-am văzut că e car special. Aliendro, numărul 1. Cel mai șmecher. Aliendro, șof. Hai, avem ceva promo pack-uri? Nimic, Tencon Pike-ul nu mai bagă. Hai. Bun, Ultimate Pack. Se poate din Ultimate Pack să vină ceva mare shallow? Haide. Măcar fodder, walkout-uri ceva. Minim boards, ăla-i tot, e 85. V-am zis, Ultimate Pack-urile și pachetele de 100.000, parcă stă pute să fie ceva gold pack-uri boostate, o leacă. Shomeru de 85, nu cred că poate să pici ceva în spatele lui, gen din ăștia shapeshifteri. Da, putregai pachet, putregai. Super putregai pachet. Era frumos dacă era o dublură tradable asta la Petitozaur. No, bun, hai să vedem rapid dacă pot să-l bag pe Nea Griezmann fără să fac tare multe schimbări. Și după aia ne-om ocupa cumva să-l băgăm și pe Nea Petit. Le dăm și lui o șansă să joace și el anul ăsta la club, că vorba aia, am prins vreo 3 sau 4 Petit anul ăsta. Și niciunul nu a fost variantă bună de jucat. Hai că-l punem în loc la David, că oricum e slăban David, cardul ăsta e putregai. Ia-ți acasă, Griezmannozaur. Ok, deci n-ar intra topor style. Cam s-a fost și pe episodul. Super mega mulțumit că l-am primit măcar acum pe final de joc pe Nea Griezmann. Măcar așa testăm și noi cardurile, chiar dacă pe final de joc. Asta este. Mi-a zis fain de vizionare. Să aveți o super fain în continuare și bineînțeles, nu uitați să folosiți codul de reducere CTXPG pe PC Garage. Și ne auzi data viitoare. Salutare, salutare!